Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Astăzi aș dori să vă prezint modul de formare al timpului perfectul simplu și preterit, folosind verbele din textul Amintiri din vacanță, Urlaubserinnerungen. Vă reamintesc că aceste lecții le găsiți și în canalul Deutsch Global, în varianta lor originală, vorbite integral în limba germană. După cum știți, în limba germană există verbe regulate și neregulate. Verbele regulate din textul nostru sunt tanzen, tanzte, getanzt, regnen, regnete, geregnet und versäumen, versäumte, versäumt. Atunci când conjugăm un verb regulat la preterit, vom adăuga la rădăcina verbului terminațiile te, test, te, ten, tet, ten. Ich tanzte, du tanztest, tanzte, wir tanzten, tanztet, sie tanzten. Dacă rădăcina verbului se termină în T, D, M sau N, vom include un E suplimentar. De exemplu, es regnete. Es regnete. A plouat. La fel, vom proceda și la verbele arbeiten, arbeitete, bilden, bildete, atmen, atmete. Participiul verbelor regulate la timpul perfectul compus se formează prin adăugarea ge la începutul verbului și al unui t final. De exemplu, la verbul tanzen vom avea getanzt. Ich habe getanzt, du hast getanzt, er sie es hat getanzt, wir haben getanzt, ihr habt getanzt und sie haben getanzt. Verbele care încep cu prefixele zer, fer, er, be, ge, ent, emp și mis nu vor mai avea acel ge la participiu. Așadar, vom avea ich habe versäumt. Du hast versäumt, er sie es hat versäumt, wir haben versäumt, ihr habt versäumt und sie haben versäumt. Din păcate, forma verbelor neregulate va trebui să o învățați pe de rost. De exemplu, la verbul sein, a fi, vom avea sein, war, gewesen. La acest verb, cel mai des vom întâlni forma de preterit și vom spune ich war zu Hause în loc de ich bin zu Hause gewesen. Este o formă mai simplă și foarte des întâlnită. Ich war zu Hause. La fel vom avea verbele unternehmen, unternahm, unternommen, geben, gab, gegeben, schwimmen, schwamm, geschwommen, genießen, genoss, genossen und bleiben, blieb, geblieben. Verbele neregulate la perfectul simplu au întotdeauna terminația en sau n. Unternehmen, unternommen, geben, gegeben, schwimmen, geschwommen, genießen, genossen, bleiben, geblieben. Și în final avem verbele mixte, la care vom observa la rădăcina verbului schimbarea vocalei, însă acestea vor avea aceeași terminație ca și verbele regulate. De exemplu, mitbringen, brachte mit, mitgebracht. Deci, bringen se transformă în brachte. Am prezentat așadar pe scurt regulile de formare ale timpului perfectul simplu și perfectul compus. Vă mulțumesc pentru atenție. Data viitoare vom urmări câteva proverbe corelate cu tema timpului. Redewendungen zum Thema Zeit. Până atunci, la revedere! Bis bald!